Bună dimineața, dragilor și dragilor! Suntem live! 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 Pe verde, cu roșu, cu gri și cu negru și cu minunații mei ochi albaștri, care nu se văd din distanță, care este. Bună dimineața, dragilor și dragilor, multiubiților și stimaților! Știți ce se întâmplă? Se întâmplă că ne apropiem de weekend și aici, în momentul ăsta, în platou, este ora 9:27 de minute. Dimineața care este? Bună dimineața, Târgu Jiu! Bună dimineața! Dumitru Veronica, să nu-ți convins, să rămână sau bună ziua? Una din două. Nu bat până acolo ca să văd avatarul. Zic și eu așa generic. Neața, bine ați venit. Băuși cafea? Că dacă da, vreau și eu o cafea mai mare. Dar Târgu Jiu, frate, ne adunăm. Până acum eram din zona asta, după aia ne-am extins în străinătate, acum mergem pe... Las că e bine așa. De unde mai vin oamenii astăzi? 16 iunie, zi foarte faină aici în minunatul oraș de la confluența Moldovei cu Siretu, cum spune colega noastră Flor Ordean. Bună dimineața, Liliana Sărmâna, bine ai venit. Băi, care ați băut cafea? Ziceți și voi, am băut deja cafea, da? Că bună dimineața, e fain să auzi, dar am băut cafea și tu nu? Măcar mă stimulează să fac o treabă mai bună. 16 iunie 2016, dragilor și dragilor, să dăm bătaie că ne apropiem de weekend și e păcat să treacă la pe lângă noi. În speranța că nu mă înșel și că astăzi este joi. Aurelia Sărmâna, bună dimineața, bine ai venit. În speranța că azi e într-adevăr joi și că nu bat eu câmpii, eu am plecat cumva distanțat temporal față de alți oameni încă de la trezire pentru că am mers pe ceasul fixat de rețeaua Vodafone pe telefon și am ajuns la concluzia că Vodafone e în urmă cu 5 minute față de restul lumii, da? Adică telefonul meu arăta fix, era deja și 5 și eu sunt maniac cu timpul. Știți cum e dimineața când îți faci un tipar? Bă, frate, în fiecare zi face aceleași chestii. Ți-au intrat în sânge, ți-au intrat în obișnuință, ți-au intrat în mecanică. Ce bine, oamenii beau cafea. Mă trezesc la 7, de la 7 la 7 și un sfert îmi fac chestii, la 7 și un sfert am cafeaua pe masă, de la 7 și un sfert până la 7 și 30 de minute fumez o țigară și bag o cană de cafea de un sfert. Da, e, astăzi am fost decalat cu 5 minute și am murit, frate, că am ajuns la muncă oarecum întârziat. Da? Și nu-mi place să încep ziua întârziat. Și am stat și m-am uitat, zic, băi, ora exactă pe glob, ia să vedem. Ora exactă pe glob scria că nu știu cât și ceasul meu era în urmă. Zic, ia, se poate așa ceva, Vodafone-ule, m-ai făcut de toată bafta. Suntem în 16 iunie, s-a terminat cu ploile, în sfârșit, ci că se anunță vremuri frumoase. Se anunță că România putea să bată aseară, dar n-a bătut aseară. Aș fi vrut să văd dacă România face un meci frumos, dar am stat aici în firmă ca să mă asigur că emisia merge, pentru că iubiții de la E.ON, Moldova cred că se cheamă E.ON, România, de unde o fi ei, și-au bătut joc de noi. Există o vorbă populară românească pe care nu o pot folosi acum, dar și-au bătut niște chestii clare de noi. Romanul a trecut printr-o serie de zdruncinături electrice, da? A picat curentul, a venit curentul, chestii de șocuri electrice de zeci în ultimele zile. Mă mir că mai avem echipamente funcționale și că nu le folosim doar ca să facem grătare pe ele. Nu știu exact ce a fost în capul lor, ci că ei fac reparații. Bă, frate, anunțați că sunt reparații, opriți curentul timp de două zile și faceți-vă treaba. Sunt oameni care au echipamente în priză și prizele noastre sunt făcute odată cu blocurile, adică în anii 60-70, nu au protecția necesară. Nu au protecția necesară pentru șocurile de curent, da? Vine un șoc din ăla, ți-ars aparatura, ți-ars echipamentul, frigiderul, să zic, da? Cum s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani în Roman, când le-au ars la oameni până și soneria de la ușă. Și oamenii au făcut scandal și au făcut reclamații. Și nu s-a întâmplat nimic. La mulți ani, Form Trans, stai așa să văd despre ce vorbim. Nici nu știam că e ziua. La mulți ani, Form Trans Roman, îmi zice colegul Ciprian. Ce bun e, frate, să ai netul la îndemână. Da?
Discutăm, el e în partea aia, altă. Discutăm și putem să comunicăm unii cu alții. Da, ei, și dacă nouă ni s-ar da aparatura ieri, de exemplu, ce făcea E1? Pe E1 îl doare la bască. De ce? Că e vina mea, frate, că mi s-a ars aparatura, nu din cauza șocurilor lor de curent. Încă o dată, bună dimineața tuturor, hai să ajungem la ce trebuie. Președintele Traian Băsescu rezolvă în 2005, împreună cu Călim Popescu Tăriceanu, premier la vremea respectivă, reuniunea Consiliului European de vară. Șeful statului român a avut o întrevedere cu regele Belgiei Albert al II-lea. A fost prima oară când România și Bulgaria au participat în calitate de observator la lucrările Consiliului European. Așa. În 2004, o echipă de cercetători de la Universitatea Innsbruck a publicat în revista de știință Nature, un articol în care anunța realizarea primei teleportări. Experimentul nu presupunea deplasarea dintr-un spațiu în altul, ci transferarea proprietăților fizice ale unui foton într-un alt foton, instantaneu, fără a exista nicio cale de comunicare între cele două particule. S-a dat liber la vize în Canada, dacă înțeleg bine, sau se discută foarte puternic la renunțarea vizelor pentru cetățenii români spre Canada, încă o țară pe care putem să o stricăm. Vai, am ieșit de... Așa, da? În caz că nu știați, Canada este una dintre țările foarte căutate în lume de către emigranți, că e o țară liniștită, se câștigă relativ ok, au un sistem de sănătate bine pus la punct, de asigurări, de învățământ, gândiți-vă, da? E momentul să ajungem și acolo! În 1993, pe 16 iunie, a avut loc inaugurarea primului post privat de televiziune din România, SOTI. Un măslin în 95 a fost adus din Israel și oferit Papei Ioan Paul al II-lea și a fost plantat în grădina Vaticanului pentru a marca prima aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice între Sfântul Scaun și statul evreu. Măslinul respectiv face măsline sub formă de cruciulițe și de steaua lui David. Și nu se face ulei din el, pentru că n-ai voie să distrugi fructele respective. Leonid Brejnev a devenit președinte al URSS în 77, iar în 83 a fost înlocuit de Yuri Andropov la președinția URSS-ului. Da, trec peste. Să zic repede la mulți ani, la măcar doi oameni. A picat? A murit? Suntem? Tot ok? Lauren Taylor, cântăreață și actriță americană. Tupac Shakur, născut în 71, cântăreț american de hip-hop, mort, din păcate, asasinat în 96. Atât. Ba nu, Alexander Zaitsev, patinator rus. Bă, Zaitsev nu înseamnă iepure? Ba da. Zaitsev. Zaitsev? Ah, da. De, știam eu ceva. Cine a murit? Niște oameni. Astăzi este ziua păcii Chaco în Paraguay. Bă, n-avem pe nimeni din Paraguay, nu? Să zic la mulți ani de ziua păcii. Este ziua mondială a limbii romane, stabilită de UNESCO în urmă cu niște ani. Citisem pe aici, pe undeva, a avut loc și premiera primei piese de teatru în limba romani. Hai că poate reușesc să ajung repede. Unde ești, mă, că te văd? Așa, premiera națională în 2005 a piesei de teatru în limba romane, Zurrinca, de ziua mondială a limbii romane, stabilită de UNESCO pentru data de 16 iunie. Această premieră a avut loc în Teatrul Ariel din Târgu Mureș. Pentru noi, mai puțin ca romașcani, mai puțin avem nevoie de ziua internațională mondială a limbii romane, pentru că o auzim în fiecare zi. Vrei, nu vrei... Auzi, și nu vreau să fiu rasist nici pe departe, dar e o realitate, ne întâlnim cu ea în fiecare zi. Este ziua copilului african, se marchează din 1991 la inițiativa Organizației Unității Africane și a UNICEF. Păi dacă e ziua copilului african, eu zic să trimitem către copii africani niște chestiuțe, măcar gânduri de bine, dacă nu niște bani, niște cevauri. Este ziua internațională de solidaritate cu popoarele luptătoare din Africa de Sud sau ziua Soweto, proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în memoria victimelor represaliilor rasiste de la Soweto pe 16 iunie 76. Și gata, astea ar fi evenimentele importante ale zilei de astăzi.
Băi, ce a făcut? Au făcut unul egal, nu aseară până la urmă, românii cu cine au jucat ei, cu belgienii. Elvețieni, nu? Toată lumea se întreabă, de ce nu câștigă România? Eu habar n-am. Și data viitoare trebuie să joace parcă cu albanezii. N-am nicio treabă cu fotbalul. Toată lumea e cu ochii pe fotbal, numai eu sunt cu ochii pe desene animate și pe jocul meu, pe calculator, că ăla mă interesează. Ăla chiar îmi produce așa un efect wow, da? Fotbalul de vreme nu. Clic, 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 clic. Din Arabia, din nou, bună dimineața, Maria, să rămână bine, ai revenit. Ho, uite să vezi. Maria vine din Arabia astăzi spre casă cu 3 avioane, frate. N-aș putea, mie mi se părea imposibil de circulat când schimbam 3 metrouri în București. Sau când veneam din armată, din... Știți unde am făcut eu armata când m-au trimis ăștia? Când ești tare în gură moldovean de la prost și te iei în, la harță cu cei de la... De unde, cum se cheamă? Sortarea, recrutarea, cum naiba se cheamă? M-au trimis să fac armata la ultima palmă de pământ românesc eliberată de sub jugul fascist. V-am mai zis, parcă nu? La Carei. La Carei. Da? Și când veneam în permisie, ar fi trebuit ea să-mi dea permisie câte 2 luni ca să ajung până acasă. Veneam cu CFR-ul, că îmi dădeau bilete de alea la ultima clasă, nici nu cum se mai cheamă, aproape pe tamponul vagonului, da? Atât de ieftin, să fie cât mai ieftin posibil. Și veneam cu personale de la Carei. Da, imaginați-vă că un Iași-Timișoara face undeva vreo 18-20 de ore. Și accelerat sau rapid, nu știu ce dracu e. Accelerat parcă. Da, imaginați-vă că eu veneam de la Carei, scuipam mai tare, scuipam în Ungaria. Cam câte zile făceam cu personalul? A? Că atât îmi dădea mie armata, că armata a avut grijă mereu de soldații ei, da? La fel cum și guvernul României are grijă de cetățenii români. Cât mai ieftin posibil, să se cheltuie cât mai puțin posibil și să ceri totuși de la persoana respectivă cât mai mult posibil. Ieri vorbeam cu tata, stăteam pe o băncuță în fața blocului ca moșnegii și zic, băi, dar într-o perioadă oamenii munceau nu doar ca să poată supraviețui din greu. Eu mi-aduc aminte, am prins, am 40 de ani. Da? Și am prins o perioadă în care oamenii munceau nu doar ca să supraviețuiască, adică serios chiar era posibilitatea să pui un ban deoparte, bine, nici n-aveai pe ce să-i cheltui, că asta e, n-aveai ce să cumperi, dar puneai un ban deoparte din când în când, se întâmpla ca din economiile dintr-un an să-ți faci o lună de concediu pe litoral. Și am ajuns în situația în care oamenii merg la muncă și fac supraore doar ca să poată supraviețui. Unde s-a stricat treaba așa deodată? Că nu mi-e clar. E, și veneam cu trenul de la Carei, vedeți că eu parcă sunt Florin Piersic, trec de la una la alta așa. Veneam cu trenul de la Carei, frate, cu personalul până în România și făceam 26 de ore. Și mi se părea imposibil de suportat 26 de ore într-o permisie de 5 zile, dacă o aveam și pe aia. De cele mai multe ori renunțam la permisie, zic, lasă-mă frate că stau în unitate, că stau foarte bine. Nu-mi trebuie. Ce fac 3 zile pe drum ca prost? 3 zile ajung în capătul alta Europei. Mi-a plăcut mereu CFR-ul. CFR-ul m-a dat pe spate mereu. Rezervați-vă bilete pentru trenurile soarelui. Făceau promovarea asta în decembrie. De ce? Pentru că e bine să pleci din decembrie ca să ajungi în august pe litoral, mergând cu CFR-ul. Văzusem o chestie, că se întâmplă nu neapărat la CFR, dar se întâmplă peste tot în România de vreme. RATB-ul, ăștia din București, mai multe tramvai au fost blocate în centrul capitalei. De ce? Ia imaginați-vă. S-a umflat asfaltul. De ce? Din cauza căldurii. Bă, locuim în aceeași țară? În zona asta a Moldovei s-a rupt cerul. Au fost orașe întregi inundate cu apă până la brâu. Mașini care nu mai atingeau asfaltul la Tulcea, de exemplu. Se vede pe video. Mașini care au avut, șoferi care au avut senzația că mașina lor e submarinul atomic rusesc,
Și s-a transformat în submarin atomic rusesc, pentru că la un moment dat n-a mai atins asfaltul cu roții și a început să facă așa. În alte părți ale României se umflă asfaltul de la căldură. Dar nu pot să nu mă întreb, dar ce fel de lucrări sunt astea? Adică, ok, și asfaltul ăsta nu-i făcut să reziste la niște temperaturi și la niște, băi, să pățească chestii, că e asfalt. Mai multe tramvaie ale liniilor 1 și 6 sunt blocate pe bulevardul Iancu de Hunădoara în zona spitalului Grigore Alexandrescu după ce asfaltul dintre șine s-a umflat din cauza variațiilor de temperatură, spune RATB-ul, care anunță că a intervenit prompt pentru remedierea avariei. E însărcinat și poate iese alt tramvai mai mic. Da? Cum ar fi să se umflă asfaltul și pac, iese o altă linie de metrou? Ha? Purtătorul de cuvânt al Regiei Autonome de Transport București, Constantin Tobescu, declară pentru news.ro că regia a fost sesizată la ora 19:30 de minute cu privire la faptul că tramvaiele de pe liniile 1 și 4 și 6 nu pot circula ca urmare a degradării spontane a asfaltului. Spontane! Concret a explicat Tobescu, de la variația de temperatură și ulterior de la temperatura ridicată pe parcursul zilei de miercuri, asfaltul dintre șinele de tramvai s-a umflat și a crăpat, făcând astfel imposibilă circulația tramvaielor. Neața Alin, bine ai venit! Se lucrează la remedierea problemei, circulația va fi reluată în scurt timp. El menționează că astfel de situații apar des și sunt generate de temperaturile ridicate. Păi, domnul Tobescu, dacă situațiile astea apar des, de ce nu faceți cumva să nu mai apară? Ele apar des, adică eu înțeleg că dacă mi se sparge o țeavă în baie și mă inundă astăzi și o las de o dracu că na, taie apa pe conductă, pun o bandă izolatoare și mâine se sparge țeava sau se rupe banda aia și mă inundă din nou și poi mâine mi se inundă din nou și răspăi, păi eu schimb Dumnezeului țeava aia. Mă, atâta minte am, nu? Mă duce capul, zic și eu, că nu-i sta ca prostul să mă inunde pentru că se întâmplă des, e ceva normal. Păi dacă se întâmplă des, remediați, să nu se mai întâmple. Băi, vin hoții și-mi fură găinile, am înțeles, băi, pui un sistem de alarmă, nu spui, lasă-mă că se întâmplă des. Adică te obișnuiești, știi, devine, furatul găinilor devine normalitate pentru tine. Ia uite, frate, a trecut ora 12 și nu mi-a furat nicio găină, ceva nu-i în regulă, s-o fi îmbolnăvit ăla. Nu, pui un sistem de alarmă, îți cumperi un câine mai mare. În loc de găini, pui pești pirania dracului, eu știu, pui crocodili în loc de găinile alea. Faci o chestie ca să nu se mai întâmple. La fel, cum spuneam și ieri, la fel cum spuneam de inundații. Se întâmplă des la noi, ne-am obișnuit. Dar nu e vorba să te obișnuiești cu răul, e să-l faci să dispară și să se transforme în bine. Nu? Cum e cu votul? Votăm, da, votăm așa, că oricum o să ne fure și următorul. Nu, fraților, trebuie să scăpăm de chestia asta, că e normal să întâmple. Nu! Hai să scăpăm de partea cu răul și să-l transformăm în bine. Ar fi o idee minunată. Uber lansează... Uber e firma aia care vă cheamă mașina sau vă găsește mașina pe voi și plătiți cu cardul. E un sistem care a scos în stradă taximetriștii. Da? S-au simțit lezați taximetriștii, că tot vorbeam de ne-am obișnuit cu răul. S-au supărat că ăștia de la Uber oferă servicii mai bune. Nu știu dacă ați auzit o idioțenie mai mare decât asta. S-au supărat taximetriștii și au ieșit în stradă că Uber le face concurență neloială. Băi, eu zic așa. Dacă eu vând o prăjitură, alături de mine este o tante topless, frumoasă, bunoacă tare, care te sărută și pe gură și îți dă voie să o pipăi vânzându-ți aceeași prăjitură, eu nu cred că e concurență neloială. Văzând că tu ai să te duci să cumperi de la ea, și eu m-aș duce, aș vinde prăjitura să o cumpăr pe a ei, da? Asta are, pune în valoare aseturile pe care le are și se folosește de asta ca să-i meargă afacerea mai bine, nu e concurență neloială. Este promovare mai bună. Are condiții, mai de ce m-aș supăra pe ea? M-aș supăra pe mine că n-am și eu țâțe la fel.
Dar ceea ce ar fi într-adevăr foarte bizar, pentru că nu mi-ar sta bine. Deși dacă mă gândesc acum... Da, să nu divagăm, corect? Să nu divagăm totuși. S-au supărat taximetriștii că ăștia de la Uber au mai mulți clienți și că le strică ghișlăftul. Hai să ne gândim. Taximetriștii, nu-i luăm pe ăștia din Roman, că vreau să trăiesc. Să-i luăm pe ăia din București. Da? Taximetristul despre care se presupune că e taximetrist și care te așteaptă la coborârea din avion pe aeroportul Otopeni. Când te vede că te apropii de mașina lui, scoate repede din portbagaj o casetă de aia pe care scrie taxi și o lipește pe mașină. Din prima e o chestie de încredere, adică ți însuflă încredere până nu mai poți. Da? Doi, intri în mașina omului și ăla dă manerele mai tare, mai scuipă o mână de sămânță, de coajă de sămânță pe geam, aruncă țigara și zice unde mergi? E. Oaie. Unde te duc? Păi și tu îi spui, dar n-aveți aparat de taxa? Lasă-mă că am aparat aici în cap, eu taxez, sunt obișnuit, cam... Bine, e din ăla burtos, da, duhnește a transpirație, se vede pe el că e transpirație, de aici are transpirația, da? Întoarce pe linia continuă, bagă 80 de claxoane când pleacă pentru că cineva l-a deranjat în trafic, scoate jumate din corp pe geam înjurându-i pe ceilalți din trafic, conduce total anapoda, îți ia și supraprețul și după aia se supără că Uber le strică ghișeftul. Când data viitoare, când vii în România și îl vezi pe ăla cu mașina în fața aeroportului, taximetristul respectiv, îl înconjori la 170 de kilometri și chemi un Uber. Care Uberul vine cu aer condiționat, cu un nene care nu-ți cere bani, n-ai voie să-l plătești, un nene cu care poți face niște conversație, care are o mașină curată și care conduce după legile în vigoare. Mă înșel eu, adică, scuzați-mă, mă înșel eu când spun că taximetriștii, în general, au propriile legi de circulație pe care numai ei le știu. Neața Mihaela Sărmâna. Am văzut taximetriști făcând cele mai ciudate chestii în trafic. De la întors în intersecție pe culoarea roșie, l-a prins roșu în intersecție și a întors în timp ce zeci de alți șoferi care au plecat la verde îl claxonau disperați, băi, ești tâmpit, vrei să murim toți. De la taximetrist care a sărit la bătaie la propriul client. Da? Taximetrist care a zis că nu te iau cu coană, că ai bagaje. Păi ești taximetrist! Apelez la tine tocmai pentru că am bagaje, că dacă eram Hercule, îl duceam în mână. Da? Și se supără pe Uber și îl vor interzis în România pentru că oferă condiții mai bune. Nu pentru că ar putea ei să-și facă condiții mai bune în propriile taxiuri. Dar e mentalitatea, am mai spus, nu voi face eu nimic să devin mai bun, dar voi face tot posibilul să te oblig pe tine să devii mai prost. Că suntem români, cam bancul ăla. Că în iad, într-un cazan, au pus numai români, fără nicio pază cu diavol la cazan. Și vine un demon și îl întreabă pe Scarauschi, uite, dar la cazanul ăsta de ce n-ai pus pază? Că, na, la toate cazanele au pază să nu iasă ea. Ăștia sunt numai români. Și, păi, cum vrea unul să ia să-l tragă el înapoi? Da? E, mai nou, Uber-ul ăsta face el o treabă super mișto și utilizatorii vor putea comanda în aplicația UberJet o cursă cu avionul până la mare, sâmbătă, 18 iunie. Compania, în colaborare cu Regional Air Services, va opera zboruri din București, Băneasa, cu aterizare pe aeroportul din Tuzla, lângă Constanța. Misiunea noastră este să facem mobilitatea urbană la fel de accesibilă ca și apa curentă. E o problemă că și în România, și apa curentă mai cade din când în când. Pe parcurs, să oferim puțină magie utilizatorilor noștri. Cu UberJet poți ajunge până la mare în doar o oră. Păi, dar din București până la mare cât faci break? Audit autostrada, că bucureștenii s-au asigurat ei de autostrăzi în toate direcțiile. Da? Restul nu mai sunt importanți. Dar măcar de la București, când ieși de la muncă, poți să te uși pe autostradă până la munte, poți să te uși pe autostradă până la mare, poți să te uși pe autostradă în jurul Bucureștiului, că restul n-are importanță. El să-și rupă mașină de-i în Măsa de Moldoveni, nu?
Dar măcar acum poți să ajungi până la mare în doar o oră. Mai mult decât atât, poți să apeși pe un buton și să comanzi o experiență de neuitat la înălțime, spune Nicoleta Schroeder, general manager al Uber România. Mie îmi place chestia cu Uber. Nu l-am folosit, am citit în schimb o grămadă de recenzii, am vorbit cu persoane care folosesc Uber. Jos pânăria pentru ei. Sincer. Costul unei curse este de 500 de lei de persoană. Nu știu dacă e mult, dacă e puțin, n-am mai mers cu avionul de ceva vreme. Compania americană Uber, care a lansat pe plan global servicii de transport care concurează cu cele clasice de taxi și care sunt furnizate de proprietari de autoturisme care preiau comenzile și sunt plătiți cu ajutorul unei aplicații pentru smartphone-uri, este prezentă în piața din România, în București, din februarie 2015, cu trei servicii, Uber X, Uber Select și Uber Child Seat. Regional Air Services este o companie aeriană înființată în 98, printre primii operatori privați în aviația românească. Această companie deține totodată și primul aeroport cu capital integral privat din România, care a ocupat în anul 2015 locul al patrulea în topul aeroporturilor din România. Și numărul 10 din 18 în ceea ce privește volumul traficului de pasageri. Totul ține până la final de calitatea serviciilor pe care le oferi. Este? Deci să nu mai... Eu n-am ținut partea nici ceferiștilor când au spus ei că eu omoară companiile private de transport pe calea ferată. Domnilor, faceți-le pe ale voastre mai bune. E atât de simplu. Mulțumesc, bună dimineața, nu știu care din voi e în spatele tastaturii, Brandon și Alexandra. Poate sunteți amândoi. Bine ați venit! Dacă ați băut cafea sau dacă sunteți cu cafea în față, ridicați cana aia și în cinstea mea. Da? Vă spuneam de calitatea serviciilor. Noi ne plângem. Noi ca români avem obiceiul ăsta. Nouă ne place să ne plângem, bre. Nu e noutate, v-am mai spus-o și în alte emisiuni. În urmă, cu luni în urmă. Nouă ne place să ne plângem. E vecinul de deasupra, are mai mult succes la femei? Da. Bă, nașpa, eu zic să-l reclamăm la poliție că... Găsim noi o poveste pentru el, da? După aia nu mă uit în oglindă să văd că nu m-am bărbierit de 5 săptămâni, că mi-am lăsat chestia asta, că am o mustață nașpa, că nu stuns cum trebuie, că mă îmbrac ca napoda și că nu mă dau cu parfum. Nu, astea nu sunt problemele mele. Mă enervează că el este elegant, că are costume noi, că se ține echipat frumos, că-i tuns, că-i ras frezat și că miroase fain. De ce să nu lung cu rahat și să-i arunc cu cerneală pe costum? Adică eu n-am succes, dar măcar nici el. Ăștia suntem noi, suntem români. Avem în sânge chestia asta. Nu voi face nimic să îmbunătățesc eu calitatea mea. Dar voi face tot posibilul să-l fac pe cel de lângă mine să-și piardă din clienți, din credibilitate, făcându-l să arate mai prost. Și dacă nu reușesc să-l fac, ies în fața guvernului, cum au făcut taximetriștii, da? Și urlu la guvern până nu mai pot, să-i facă prin lege să fie mai proști. Înțelegeți despre ce vorbesc aici? La fel și cu ăștia care ne dau curent electric, care ne dau gaz, care ne dau apa de care ne curge la chiuvetă. În loc să-i forțăm să dăm cu ei de pământ să ne ofere servicii mai bune calitativ, facem tot posibilul ca toți ceilalți operatori din regiune să-și coboare, pentru că na, invidiem, să-și invidieși, da, noi ca români, moldovenii invidiază pe bucureșteni și pe ardeleni, ardelenii invidiază pe bucureșteni, da, lent, ușurel, da, bucureștenii invidiază, nu știu de ce, pe toți ceilalți, dar noi ca moldoveni, în primul rând, suntem foarte invidioși. Foarte invidioși. Murim când vedem că Bucureștiul are investiții, că în București se învârt bani. Murim când vedem că în Ardeal merge treaba, pentru că au vecini mai de treabă decât noi. Noi suntem învecinați cu alții mai săraci chiar. Moldova? Transnistria, dacă e să pun și țara aia. Da? Și pe urmă rușii, frate. Murim de invidie. Și cum nu putem noi să evoluăm, trebuie să facem prin lege să involueze ceilalți. Și după aia ne întrebăm de ce dracu de aia merge prost România. Da? Asta e sintagma mea preferată. Chestia pe care o aud cel mai des și pe care o plac de departe cel mai mult. De asta merge țara prost. Da? Că ei o duc mai bine decât noi. E, dacă ar merge și ei la fel de prost. Da? Dacă ar merge și ei la fel de prost, ar fi perfect.
Băi, de ce nu văd chat-ul ăsta în timp real, mă? Trebuie să dau refresh de fiecare dată, mor la faza asta. Cafeluță, cafeluță! A dispărut prima specie de mamifere care a dispărut din cauza schimbărilor climaterice, din păcate nu sunt oamenii. Știți, cei care m-au urmărit, pentru cei care nu m-au urmărit până acum, trebuie să-i lămuresc. Mă, mie nu-mi plac oamenii. Sunt mulți răi și fac numai aiurea tot. Suntem prea mulți în primul rând. Da? Deci, ca să știți despre ce vorbesc, să nu-mi săriți și voi în cap, că mi-ar fi greu să relămuresc pe cei care mă urmăresc, de ce anume nu-mi plac oamenii. E o discuție întreagă. Sunt foarte mulți în primul rând. Și de asta spun, prima specie de mamifere care a dispărut, din păcate, nu oamenii. Schimbările climaterice induse de om au dus la dispariția în totalitate a singurei specii de mamifere din Marea Barieră de Coreale Australiei. Este vorba de șoarecii Melomis din insula Bramble Cay, situată pe coasta de nord a provinciei Queensland, spun cei de la The Guardian. Acum uitați-vă la mine, eu nu sunt genul ecologist. Nu sunt genul ecologist din ăla care să se lege de un copac. La modul ăsta, da? Sau să se întindă cum a făcut nu știu ce tipă din Marea Britanie și a bătut piroane în mână sau a rugat pe cineva să-i, bage, să-i bată piroane în mână ca să se lege de pământ unde trebuia să se construiască nu știu ce pensiune, hotel, da? Și acolo era o specie de plantă care crește numai acolo. Și femeia s-a lăsat practic răstignită. Nu-s genul ăla, nu-s fanatic ecologist. Mai arunc gunoaiere la gunoi. Mai fac din când în când selectarea aia a deșeurilor. Da, plastic la plastic, hârtie la hârtie, carton la carton, sticlă la sticlă, prezervative la prezervative. Da? Până și ideile mi le arunc selectiv tot la gunoi, că marea lor majoritatea astea sunt gunoaie. Dar nu-s genul ăla de ecologist fanatic. Dar totuși spun, băi, serviciul mă obligă să stau cu 80 de becuri aprinse. Da? N-am variante. I-aș face pentru întuneric, dar nu m-ați vedea. Și dacă aș sta fără curent electric pe care să-l consum, nu m-ați auzi, că așa funcționează echipamentele astea. Încerc pe cât posibil totuși să-mi fac treaba. Consider că să arunci cum este, să aduci lacul Bicaz, de exemplu, în situația în care este acum. N-ați văzut? Căutați ultimele imagini cu lacul Bicaz. De la Bicaz. Cum arată? Are 50 de metri de gunoaie de la mal. Deci, practic, malul se întinde încă. Poți să mergi pe ele. E un strat de gunoaie. Poți să mergi. Iisus, cred că mergea pe din astea pe vremea lui. Da? Cu asta n-aș putea să fiu de acord. Să te duci în pădure și să vezi primul copac pe care îl vezi, să scoți briceagul și să scrii A plus N egal love. Nu o să mă vedeți făcând chestia asta. Nu o să mă vedeți scriind pe nu știu ce stalactită într-o peșteră numele meu. De ce? I-au luat mii de ani, zeci de mii, sute de mii de ani stalactite respective să crească. Să se formeze, nu să crească. Și mă enervez când aud că dispar. Bă, fiecare specie are treaba ei. Șoarecii mănâncă insecte. Fără specia aia de șoareci vor fi mai multe insecte. Mai multe insecte înseamnă mai puțină cultură. De ce? Că insectele rămân încă pe plantele alea. Și de așa suntem într-un lanț întreg. Mor la fazele astea. A dispărut șoarecul ăla. Nașpa. Bă, ce serios am devenit. Unde a rămas? Cea mai urâtă culoare din lume va fi imprimată pe pachetele de țigări. O luăm de la capăt cu fumatul, bre? Cea mai urâtă culoare din lume va fi imprimată pe pachetele de țigări. Ia să vedem. Să vă arăt chestia? Asta, ia să văd dacă pot, fără să ies din... Asta este cea mai urâtă culoare din lume. Pot să jur că am un tricou exact așa. De ce o fi așa de urâtă? Nu știu, că mie îmi place. E căcăniu. Căcăniu, adică nu-i vina mea, așa se cheamă culoarea. Da? Ca să îi facă pe oameni să renunțe la fumat. Băi, când m-o apuca să fumez culori, abia atunci să mă opriți din fumat, că e clar că nu fumez ce trebuie.
Da? Fumez chestii care nu sunt chiar legale. Fumez cu nori. Fumez ce fumez? Un căcăniu, frate. Țavă de bun! Ăștia se tot chinuie să-i facă pe fumători să renunțe la fumat. Într-o perioadă, pachetele de țigări erau foarte estetic, foarte faine din punct de vedere estetic. Pe urmă au început să apară legile. Au început să apară imagini cu cancer la gât, danturi stricate, oameni morți. Adică dacă noi dăm o știre cu o persoană decedată într-un accident, ne s-ar jumătatea dintre spectatori ne înjură pe Facebook că prezentăm imagini care ne pot afecta emoțional. Dați-mi voie să vă arăt un pachet de țigări. Dacă aia nu vă afectează emoțional, atunci chiar nu înțeleg de ce săriți la gâtul nostru. Da? S-a ajuns până la situația în care pachetele de țigari, de țigarete să fie identice toate, except în numele, care să nu fie foarte vizibil, e un proiect de lege, dacă nu mă înșel, să nu fie foarte vizibil și de jurul împrejurul pachetului să fie prezentate imagini cu ce o să ți se întâmple. Bă, mie nu mai îmi seamănă a avertizare, mie îmi seamănă a blestem, adică chiar vă doriți chestia asta. Înțeleg că fumatul dăunează grav sănătății. Frate, am înțeles din prima, de unde am înțeles, scrie pe fiecare pachet. Înțeleg că dăunează sănătății mele și a celor din jur. Din fericire, însă cei din jur au decis că nu e idee bună să stăm unul lângă altul, printr-o lege. Noi să stăm fumătorii afară, iar nefumătorii unde vor ei. Din păcate și ei decid să stea chiciunde, tot afară, că e frumos. Stau la terasă și acum se supără că fumul meu de țigară îi deranjează inclusiv la terasă. Și a venit legea care să mă oblige ca fumător să mă mut înapoi înăuntru. Frate, faceți o lege super mișto. Vara fumătorii înăuntru, iarna fumătorii afară. Că clar că nu pentru fumători legea, ci pentru nefumători. Să le dăm vara terasele și iarna să-i lăsăm la căldură. Da? N-are nicio treabă cu fumatul, nu-i deranjează fumatul. Dar vor să aibă exclusivitate. Vara pe terase și iarna pe căldura din interior. Ok, dar nu vă mai simțiți lezați că fumez. Cum vreți voi? Acum, mă gândeam la un moment dat, dacă tot pun boli și oameni morți pe pachetele de țigări, bă, nu-i mai ușor să dezgroape pentru fiecare pachet de țigări câte un nene sau o tante care a dat ortopopii de ceva vreme și la fiecare pachet de țigări să vină un antebraț? Omul acesta a murit. Da, o bucată de schelet, deci o mână, serios, pachetul de țigări prins în mâna ăluia și să-ți vândă de aici. Iete așa bucata asta cu pachetul de țigări, că pozele n-au niciun efect. Corect? Și o să ai acasă o mână de mort. Omul acesta a murit, presupunem, din cauza fumatului. Un craniu cu pachetul de țigări în dinți. Vrei să-ți cumperi un trabuc, o havană, da, îl înfingi lui ăla în orbită. Și îți dă un craniu. Acest om a murit din cauza fumatului. Bine, îi dai, scoți craniu și îți fumezi chestia. Adică, serios, chiar are vreun efect campania asta? V-ați gândit? Pui pe pachetul de țigări chestii. Foarte bine. Ce bine că nu fumezi pachetul de țigări și că fumezi cei înăuntru, care arată ca niște țigarete normale. Filtru, hârtie, tutun. Ce dă dependență trebuie interzis. Măi, eu sunt foarte de acord. Ce dă dependență trebuie interzis. Aici nu vorbim. Din punctul meu de vedere, eu nu cred în dependența față de fumat. Eu cred în plictiseală, pentru că dacă ar fi dependență, te-ai trezi dracului noaptea și ai fuma. Că trebuie dependență, te obligă organismul. Te trezești noaptea să-ți aprinzi o țigară. Că altfel mori. Intri în sevraj. Nu cred că e dependență. Câte vreme noaptea pui capul jos și dormi până dimineață, e clar că nu e dependență. Că altfel te-ai trezi și ai fuma. Când ai ceva de făcut, uite, în ora asta pe care o vorbesc eu aici, nu fumez. Și nu mor. Și vă asigur că mai durează niște ore până când voi fuma. Nu cred în dependență.
Da, mulțumesc de că sunteți de acord. Îmi plac discuțiile, vorbesc serios. Îmi pare rău că n-am chat-ul ăsta în timp real ca să pot și răspunde, că mie îmi plac când draci discuțiile cu argumente, contraargumente, câtă vreme duc la ceva constructiv. Mor de fain ce e. Și eu le văd cumva întârziat. Deci dacă vă răspund mai târziu, îmi pare rău. Așa, au gândit ăștia acum să pună pachetele să le îmbrace în cachiul ăla, căcăniu, ce culoare o fie. Guvernele din Australia și Marea Britanie doresc să imprime pe pachetele de țigări culoarea numită Pantone 448C, considerată cea mai urâtă culoare din lume, în speranța că acest lucru va ajuta la reducerea numărului fumătorilor. Da? Că ei de asta fumează. Fumează pachetele roz, de exemplu, că sunt țigările mai bune. Culoarea aceasta numită Pantone 448C este considerată cea mai urâtă de lume potrivit unui sondaj realizat în Australia. Guvernele acestea doresc să o imprime pe pachetele țigări, am mai zis. Sondajul menționat a fost realizat de GFK pe un șantier de 1000 de fumători în Australia cu vârste cuprinse între 16 și 64 de ani în 2012. Au tăcta noutatea! Mulțumim, de unde a venit știrea asta? De la Mediafax. Chiar nu știam în 2012 ce s-a întâmplat. Majoritatea respondenților au asociat culoarea Pantone 448C cu murdăria, așa că Australia a adoptat-o pentru a fi folosită pe pachetele de țigări. În mai 2016, Marea Britanie a adoptat legislația prin care această culoare va apărea pe aproape 60% dintre pachetele de țigări vândute. Deci eu cred... Și dacă mă gândesc bine, știți că înainte de a lucra în zona asta a televiziunii, am fost un fel de copywriter și grafician într-o mică agenție de presă de aici din Roman, care se numea Alpha Group sau Media Advertising Group. Pot să jur că am făcut un meniu pentru un restaurant cu exact culoarea asta. Mie mi se pare urâtă. Bine, de altă parte, eu sunt discromat. Ha! Nu, v-am zis? Că-ți discromat, bre! Eu nu văd nuanțe de culori. Verdele-i verde, roșu-i roșu, galben-galben, albastru-albastru, dacă mă iei cu căcăniu de asta, și nu le văd. Și cred că majoritatea bărbaților au chestia asta. Pentru noi culorile, deci pot ăștia să pună culoarea asta 448C peste tot. Pentru noi va fi maro. Maro, bre! Sau maro. Da? Știți, era un desen pe Facebook, o caricatură pe Facebook, cum văd femeile culorile și cum văd bărbații culorile. Pentru bărbați sunt clare. Rocvaimu sau cum se cheamă, da? Culorile de bază. Ha, pentru femei! Niște denumiri de nu le-am auzit până acum. Fucsia! Ha? Dar de ce s-ar chema o culoare așa și de ce e diferită față de... alta. Da, încercase la un moment dat Miruna Chiriac, dacă mai țineți minte când făceam gura la ureche pe altă televiziune locală, să mă lămurească cu bețișoarele și cu nu știu cum se cheamă în ochi, bețișoare și cerculețe în ochi, care te ajută să vezi. Fata asta, Miruna, ea se pricepe la de-astea medicale, eu nu. Și că nu, bărbații și cu găinile au problema asta. Le lipsește nu știu ce dracu și văd mai puține nuanțe. Bărbații și cu găinile, bre! Deci cine e cu coșul în casă? Ha! Nu noi! Noi suntem găinile! Și vor ăștia să pună căcăniul ăla pe pachetele de țigări. Bravo lor și succes în campanie! Câtă vreme va scrie cu alb numele țigărilor pe care le fumez eu ca să știu ce cumpăr. La un moment dat venise unul cu o sugestie și mai idiotă. Și anume, toate pachetele să fie identice, să nu mai scrie nici numele producătorului, nici numele țigaretelor, să fie toate pachetele identice. Adică atunci când te duci la magazin să fie ca la loterie. Dați-mi un pachet de țigări. De care? Bre, dă-mi-l pe al patrulea de la stânga, hai. Și ajunge acasă și-s mentol. Na, dacă-s pachetele toate la fel, nu știi ce cumperi. Cine gândește chestiile astea? Oh. A fost realizată periuța de dinți care te filmează în gură când te speli. Pe când hârtia igienică
sau șervețelele nazale. Măcar să-ți vezi mucul, frate. Cum iese. A fost realizată periuța de dinți care îți filmează dantura când ghici ce te speli pe dinți. Am văzut o mulțime de filme porno în care periuța de dinți nu este folosită în acest scop. Mai ales acum când i-ai pus și o cameră video. Da, nici nu o să mă gândesc. O firmă americană a lansat periuța de dinți inteligentă Profix, care are montată o cameră care filmează în interiorul gurii utilizatorului atunci când acesta se spală pe dinți. Producătorii au instalat camera pe periuță pentru a-l ajuta pe proprietarul său să nu neglijeze anumite zone ale danturii. Plus că să-ți găsești cheia, în caz că o pierzi pe acolo, șurubelnița, iubito, n-ai văzut șurubelnița aia în cruce? Caut-o! Plus alte locuri în care poți să-ți bagi periuța de dinți cu cameră video. Gen în spatele canapelei să te uiți dacă n-ai pierdut cumva cheile de la mașină. Ha! V-ați gândit la prostii, nu? Potrivit American Dental Association, periuțele electrice sunt mai eficiente la curățarea dinților decât cele normale, deoarece oamenii pot neglija anumite zone ale danturii. Mai mult, periuța poate face poze la locurile care apar afectate de carii sau tartru, astfel încât utilizatorul să le poată arăta dentistului. Aștept cu interes, v-am zis, hârtie igienică să facă același lucru. Șervețelele nazale și alte din alea. Dragilor și dragilor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în număr atât de mare și astăzi aici pe Facebook, pe Roman24 online, lucru care mă face să vă aduc aminte că disponibilitatea noastră de a transmite pe Facebook nu este unică în România, dar este cu siguranță un atu și este începutul unei activități pe care vă propunem să o dezvoltăm împreună, așa că, așa cum pusesem și pe pagină într-o perioadă, dacă vreți să fiți un fel de colaborator, aveți un eveniment, aveți o situație pe care doriți să o prezentați live pe Facebook, vă stăm la dispoziție, tot ce trebuie să faceți e să ne trimiteți un mesaj, noi vom răspunde cât de curând se poate. Deocamdată cam atât, încă o dată vă mulțumesc pentru prezența în 24 de titluri de astăzi, rămâne să ne vedem mâine, până atunci, care fiecare dată, toate bune!